Uitați și dumneavoastră, doamnă, mai e bună asta pălăria asta, uitați. Uitați și dumneavoastră, uitați. Ia uitați. E seacă, e seacă. Seacă. Uitați și dumneavoastră, uitați. Ia uitați. Ia uitați. Ia uitați. Seacă. De cât aici pe câteva ăstea mai e bună, dar în rest e seacă, uitați. Dan Florea din Brebeni, județul Olt, a cultivat floarea soarelui și porumb pe mare parte din suprafața de teren deținută. Acum nu mai calculează profitul, ci pagubele. Lipsa precipitațiilor i-a afectat grav culturile, fermierul fiind sceptic că va reuși să-și scoată cheltuielile. Culturile de prășitoare, floarea soarelui se prezintă foarte prost din cauza ploii, când a plouat, nu a plouat și sunt compromise, ce mai? La porumb? La porumb la fel, porumbul e compromis el cel puțin 70%. În alți ani cum era? În alți ani a mai plouat, s-a făcut producții mai bune, dar acum... Ce speranțe aveți de la culturile de porumb și floarea soarelui? No, de floarea soarelui sper să scoatem măcar sămânța care am băgat-o, dar în rest altceva nu scoatem. La porumb la fel, dar nici la porumb e bai de mama lui la porumb. În situația fermierului din Brebeni sunt mulți olteni. Cei mai afectați sunt micii fermieri care au ales să-și lucreze pământul pe cont propriu. Unii dintre aceștia din zona centrală a județului au solicitat deja evaluarea pagubelor înregistrate din cauza secetei. La această dată sunt probleme din cauza acestui fenomen. Nu putem vorbi de o secetă generalizată, dar există zone unde, într-adevăr, îndeosebi gospodăriile populației sunt afectate, adică culturile persoanelor fizice, da, sunt afectate. Acest lucru depinde și de tehnologie aplicată, perioada de înființare a culturilor. Noi avem solicitări pentru secetă, rapoarte operative la porumb la această dată, în suprafață de 230 de hectare, în zona Piatra Olt Pleșoiu și iar la floarea soarelui tot în această zonă 349 de hectare. Seceta a dus la uscarea culturilor prășitoare și la devansarea campaniei de treierat la floarea soarelui cu aproape 2 săptămâni. Specialiștii susțin că în cel mult 2 săptămâni va demara și recoltatul porumbului.